O dronă militară a fost descoperită întâmplător în largul Mării Negre la Constanța. Marinarii care au dat peste ea au găsit și alte echipamente. Aparatul de zbor a fost predat gărzii de coastă, iar Ministerul Apărării a confirmat că îi aparține. Cu anvergura aripilor de 2 metri, avionul țintă a fost găsit întâmplător în timpul unor activități la 80 de kilometri în largul Mării Negre, la Constanța. Cei care l-au descoperit în apele internaționale au fost echipajele Agenției Române de Salvare, care ar fi trebuit de fapt să recupereze o geamandură luată de valuri. Marinarii au avut însă surpriza ca pe lângă geamandură să mai găsească și avionul respectiv, plus alte echipamente mai mici. Ministerul Apărării a confirmat că aparatul de zbor îi aparține. Pe timpul executării unor activități în poligonul de la Capomidia, un avion țintă a pierdut legătura cu baza și a prăbușit în mare. Nu este o activitate care să fie unică, s-a mai întâmplat. Încă o dată, nu e vorba de o dronă, este vorba de un avion țintă, cel care este folosit în tragerile pe mare. Modelul este construit recent de Armata Română, spun specialiștii. Dispozitivul a fost recuperat și este în posesia Ministerului Apărării Naționale, urmând a fi refolosit, pentru că nu are absolut nicio problemă. Aparatul găsit este un model folosit de militar drept țintă pentru trageri de exercițiu în poligonul de la Capul Media.